Iulia are 19 ani și este studentă în anul al doilea la Universitatea Tehnică din Iași. Tânăra a ales să-și petreacă anii studenției în campusul universitar, acolo unde și-a putut amenaja camera de cămin într-un mod personalizat. Deși ar fi putut să opteze pentru a locui într-un apartament în chirie, Iulia a preferat viața la cămin, care îi va crea amintiri de neuitat. Mi se pare un mod mult mai ușor de a-ți face prieteni și de a intra cumva în viața asta de student. Căminul a fost prima opțiune. De ce nu te-ai gândit și la chirie? Pentru că, în primul rând, mi se pare mult mai scumpă, chiar dacă sunt condițiile poate mai bune, dar și la cămin sunt foarte ok condițiile. Cât plătești la cămin? 235 pe lună. Păi, mi-am luat beculețile astea. Nu știu, pe aici am machiaje, am o lampă cu vulpe. Studenția trăită în campusul universitar a fost aleasă și de Andrei, student în anul al treilea la aceeași universitate. Pasionat de fotografie, tânărul s-a implicat și în una din ligile facultății, acolo unde este prezent la fiecare eveniment. Pot să spun că e cea mai frumoasă viață pe care am dus-o eu în momentul de față. Căminul m-a ajutat foarte mult, am ieșit mult din zona mea de confort, am învățat ce înseamnă să fac mâncare, să am grijă de mine. Și am învățat să socializez mai mult, să-mi fac mai mulți prieteni. La început eram foarte timid. Ne strângem toți într-o cameră, nu știu, putem studia împreună, ca o activitate, zic așa. Să, nu știu, jucăm cărți, putem face alte chestii, de ceea ce dispune campusul. Jucăm fotbal, basket, un amic de-a meu plătea în jur de 300 de euro, zic, fiind cea mai ieftină chirie. Și cam mult. Nu se compară cu prețul de la cămin? Nu, cu banii aia poți trăiești câteva luni la cămin. Dacă Iulia și Andrei au fost norocoși să fie selectați pentru a locui într-o cameră de cămin pentru o persoană, alții au fost mai ghinioniști. Trebuie să-și împartă camera cu încă 3 sau 4 persoane.